Salutare tuturor, eu sunt Snick și bine v-am regăsit, fraților, la o nouă promovare de server. Astăzi vreau să promovez serverul dream.an. Ajută-mă, ajută-mă. Vezi că ți s-a întrerupt microfonul. Nu mi s-a întrerupt. Ok, mă rog, deci dream.an United Craft. Unitedcraft.ro. Așa, bun, suntem aici cu doi dintre cei din patru owner-ii acestui server. Veniți încoa, suntem aici cu Legend și cu Andrei, ok. Ia ziceți-ne, boss, care-i treaba? Așa, suntem un server care s-a deschis de 2 luni. Ok, 2 luni. Bă, voi ziceți, povestiți pe acolo că eu mă uit pe la spawn pe aici. Nu-mi dați inter. Serverul a revenit după 4 zile în care am schimbat dedicatul, am adăugat 2 minigame-uri noi și mai avem acum de adăugat încă 2. Am adăugat un nou hub, Mamă, dar e așa am mai șmecher hub-ul ăsta. știm și noi. Așa și hai să începem Ce alea se că... întâmplă? Hai, continuă. Zi tu. Nu, lasă că eu încep după aia, stai. Da, să zic că serverul e hostat pe un dedicat de 16 GB cu Intel Xeon de 3.0 Mamă, și o să mâncați fie, așa. o să mai adăugăm RAM în plus. Tu, eu ce șmecherii. Da, bă, deci e non premiu, ca să știți. De acum, oricum, IP-ul o să aveți anotare pe ecran și în descriere, în caz că nu, așa. Și hai să începem să prezentăm serverile. O să începem, cred că, cu Kid Battle-ul. Hai să vedem ce-i pe aici. Ce primul? Da, bineînțeles. Dacă apeși pe busolă, Așa. o să te dea într-o arenă. Arena 1, bun, am intrat în Arena 1. Și aici, hai să vedem. Ales tipul. Ok. A, stai că, cred că, a, aveți și voi șmecherii ideea în care îți dă un kit random, ia. Toate arenele sunt făcute de noi, de builderi. Nu Tot? e luat nimic de pe net. Da. O, ce Și de șmecher. mine câteva. Ne-am chinuit mai mult, văd că unul mă omoară, nu mai contează. A, bă, frate, foarte interesant pe aici, uite, deci dacă deschideți chestiile astea, cred că vă pică de asta random, un kit random. Și mi-a Da, pică primiți ven. două de la început. Și apoi, după nu știu câte kill-uri, o să mai luați. Ok, bun, deci eu mi-am ales kitul ăsta, mamă, deci și intrăm aici și ne batem, hai ne batem și noi cu cine apucăm. Bă, mâncați așa, ce dați bă așa? Weakness, ce asta? Mamă, aoleu, mă rup Minecraft în două. Și, da bă, odată la cât poți să iei un chest de la care îți dă un kit random? Faci kill-uri, adică când crești în rank. Acum eu sunt noob. O să fie pro, ceva de genul, la kill-uri. Ah, ok, Se kill-uri amplește morți, legendă doar da. cu rank, mă duc în Aici. rank și atunci. Am văzut. Bă, interesant. Pe aceea să mai iau și kitul ăsta, să văd ce-mi dă ăsta. Am dat ciubote de asta. Și acum pot să-l lua pe Andrei, dar nu o să fac. Așa, bă, interesant. Pe aici hai să mă plimb. Dacă nu mă urmăre băieții, să mă duc și eu prin arena asta să văd ce pe aici. Stați, bă, nu dați. Butterfly. Da, dă-mi la cât de Butterfly fly. și God. Așa, mulțumesc, boss. Bă, un Așa. spawn mare aveți unde să vă bateți aici. Foarte interesant. Ia să văd și eu ce pe aici. Vă puteți seta și skin-ul, adică folosiți comanda skin set nume. Dacă nu aveți skin, să noi v-am dat posibilitatea să vă puteți pune. A, foarte șmecher, bă, interesant asta că am mai întâlnit pe un server, dar nu mai știu pe care, că am uitat acum. Să-ți dai skin-ul cuiva, e șmecher rău. Deci skin set și numele. Ok, merge comanda hub și hai să vedem ce mai e pe aici. Priza nu e lucru, În curând. creative-ul e următorul. Hai să intrăm și pe creative să văd ce mai vece. Spot că Ok. aici încercă cineva să pice serverul cu de-astea de TNT, dar nu mai Ah. contează. Lucrăm acum la un spawn, dar nu-i gata. Ok, deci ăsta aici au venit oamenii și au construit sau ați făcut voi astea? Asta e făcut general cu... A, asta de aici? E făcut de mine la plictiseară. Oh my god, lol. Am Deci mers. fiecare cred că primește o parcelă și construiește, nu? Da, P home, P crane, P home și P auto. P home. I could not find. P. P auto. Ah, ok, P auto. Auto și... A, ok, și asta e parcela mea. Și pe home și construiesc aici ce vreau eu. Bă, interesant, chiar foarte șmecher. Și veniți aici când vă plictisiți. Și dacă construiești ceva mai șmecher, primești ceva sau e doar așa de... Da, poți primi și builder. Aici poți construi și apoi să primești builder dacă ne place. Deci Dacă dacă... nu ne place, da.
Da, bine, dar probabil să o faci din minte, nu neapărat de pe net. Dar ați auzit, dacă faceți ceva șmecher, puteți să primiți builder. E foarte interesant. Uite, văd cum a venit lumea pe aici. Ia ce interesante pe aici. Mă Serverul e rog. deschis de o zi. De deschis, adică. Doar o zi? A, dacă am vrut eu să filmez și mi-a zis că au niște proroc Da, a aveți. zis că am avut probleme la fostul dedicat și a trebuit să-l schimbăm la o zi distanță. Aha, A trebuit înțeleg. să refacem toate secțiunile și asta e. Așa, eu Acum am ar in... fi Skype. Skyblock, da, am intrat pe Skyblock. Hai să văd, aici cum îmi iau o insulă, în primul rând. Slash-i-să. Cât ai mai Leșisă. multe. Așa, deci. Așa, pentru expert și pentru toți jucătorii. Eu văd una pentru expert. Ah, oh, shit. Mamă, ce aici? Bă, nu trebuie să de asta. Ok. 3 diamante de astea și... Bă, am și offline? Da, bun. Ai OP, Ok. setez. Ok, deci asta e insula pentru experți. IS. Du-te la insulă și poți să mai selectezi alt... Restart. Așa, IS. Restart-i să confirm. Așa, IS confirm. Asta dacă nu vă mai place insula. Și hai să vedem insula normală pentru toți jucătorii. A, ok, este o insulă chiar foarte șmeche, nu? Chiar... Și cu lemn pe aici, bă, chiar e foarte ingenioasă. E făcută de tine sau de voi? E făcută de noi. Bă, foarte tare Total. conceptul ăsta când faci o insulă mai mare, că e șmecher, știi, de când stai pe bucățică de asta. Asta e pentru toți. Da, și aveți în chest aici treburile. Warp. Dacă dai slash orb, o să apară un meniu. Da. Așa, warp PvP, spawn, shop și warp enchant. Ok, foarte tare. Hai să vedem shop-ul. Să vedem cam cu ce putem să cumpărăm Shop-ul chestii. e mic. Ne-a Deci. zis să nu facem shop-urile imense, să facem micuțe și dificultatea e pe hard. Dificultate pe hard. Bun. Cum fac bani aici? Ca să cumpăr. Vezi minereurile care spică la generator, vezi că trei bucăți de emerald poți să le vinzi cu 260 de dolari. Aha, și aici cumperi un pui cu 10 dolari. A, nu, îl vinzi cu 10 și îl cumperi cu 35, mi se pare normal. A, deci ați auzit, vindeți, vă puteți vinde orice iteme dacă minați cable sau nu-l puteți vinde, presupun, și așa vă luați alte chestii. Băi, interesant, pe aici chiar foarte ok pentru un server care e la început, mă rog, 2 luni și puțin. Hai să vedem ce mai e. Skywars în curând. Băi, chiar vreau să văd cum face Skywars-ul. Da, Survivor-ul. Survival. Cam când termin Skywars? Terminați, mă rog. În cam 2 zile, așa. E aproape gata. O, dar văd că A zis să munți. pune serverul că mă spamau playerii pe Skype. Când îl pornești, când îl pornești. Și am zis să nu mai pierd din playeri și să-l pornesc. Bă, chiar foarte ingenios, nu știu, adică e șmecher pe aici. Bun, de... Ok, suntem la survival. Aici, ce-i pe aici? Îndrumă-mă și pe mine. Ăsta-i spawn. Aici e spawn-ul. Așa. Dacă dai iarăși ușor, poți să-ți apară un meniu. Warp PvP, shop... A, și aici, hai să mă duc din nou la... A, n-am voie să mă mișc. Ok, bine, hai, warp shop. Deci Ți-am n-ai... dat OP. A, ok. Acum ar trebui. Deci warp... Și acum selectăm warp și vedem... Așa, bun. Și aici shop-ul. Stai să văd ce pe aici. Deci, aici cred că e sistemul tot ca la Skype PvP. Dar aici e mai ușor pentru că... Skyblock, pardon. E mai ușor aici pentru că, vă dați seama, sunteți... N-aveți unde să stați, adică nu depindeți doar de insula aici, depindeți de tot. Și ai cumva protecții și ceva de genul? Da, dă kit start. E Kit primul kit. start, ok, și îți dă 10 mâncăriși de astea, o protecție și bun, protecția de spongi e mai mare decât cea de diamant? Sau E cum la e? fel. Ok, e la La fel. fel, o sabie, toate uneltele de fier, înțeleg. Și acum, cum mă duc și eu Da, poți să... să dai câini. Cum? Poți să dai câini ca să arăți și kiturile de donor, donor 1 și donor 1, donor 2 și donor 3. Am făcut niște kituri speciale și pentru gradele noastre. Ok, start, donor 2, donor 3. Ok, donor 3. Protection 3 pe armură. Am Opa. zis să nu fie prea OP. Primești un spawner și un pentru scheleți, nu? Sharpness 3, eficiență 3, my god, ce e aici?
3-4 protecții în total. Bă, ăsta e pentru donator, nu ăsta admin. Da, donator admin. Așa, donator admin, să-mi dea cineva și donor 2-ul. Așa. Stai să-ți dau... Protection 2. Așa, lasă că... Era ok, oricum. Dă-l din nou. Oricum e la fel, numai că un pic mai de OP, deci tot așa, numai că astea-s cu Protection 2 și nu de diamant, de fier. Asta pentru donatori din nou. Și mai e vreun kit? Da, mai e donor 1 care e pentru helper. Și cum poți să iei helper? Helper cere de pe forum. Ok. Adică, să-mi lăsați forumul. Dacă ai 24 de ore, da. Dacă ai 24 de ore pe server, poți să faci cerere. Și sunt mulți care au avut și au avut grad. Ia auză. Poți să iei și up, de la helper la moderator. Bă, foarte interesant. E șmecher. Astăzi a luat up un băiat care a avut operator la Conar. Doar pentru că s-a jucat sau cum? Nu, ne-a ajutat. Ah, ok, deci, în curând ce-i background? Nu, în curând o să fie Chris Wars. N-am vrut să spune, dar asta nu ne-am. Lasă, fa. Ați făcut o bucurie lumii. Așa, block party în curând, Skype PvP online. Hai să intrăm la Skype PvP. Mapa e micuță, nu e așa mare. Bun. Nu avem noi un număr foarte mare de player și am zis să nu stea să se caute pe o mapă imensă. Mi se pare... În... 500 da, dar vezi că mă la cineva neco. Cred că mine, nu știu ce. Așa, avem aici kiturile, deci pentru flyer 2 euro, V 4 euro, 5 moderator 7 euro, admin 8 euro. Și aici avem astea de donor. Ia să văd și eu slash kit. Donor 3, ia să-mi dați, poate să-mi dea unul dintre voi, ia, sau pot singur, kit, donor. Îți dau OP. Îți dau OP și gata. Așa, mersi mult. Bun, deci avem Protection 3 și Sharpness 3. Acum o să sărim un pic în mapă, să vedem, mă rog, pe mapă. Ai zis că nu-i mare, băi, dita mai mapa. Nu e foarte mare. Fly, hai să vedem. E făcută tot de noi. Tot de voi e făcut asta? Mâncați, aș bă. Dar voi chiar pune suflet aici, nu glumă. Mamă. Cauza asta durează atâta să deschidem câte o secțiune nouă. Că la noi durează foarte mult să facem mapele. Configurile și cu ăștia ne ocupăm în două zile, hai să zicem așa. Dar mapa durează cam 3-4. Mamă. O să pun un builder să se ocupe zi și noapte de la mapă, că na. Are și el viață personală. Mi se pare ok. Bă, și pe aici presupun că găsești sign-uri și din sign-uri... Da. Așa. Vă căutați voi pe insule și găsiți armură, mâncare sau ce mai e pe aici. Eu doar așa e la Skype PvP. Bă, dar e chiar o mapă interesantă asta, serios, să știi. Da. Să... Dacă dai slash warp pe enchantul, o să apară aici. O să apară aici, enchant cu Sharpness 5. Adică dacă omori un player, o să iei cam 10 dorari. Și așa omorând în continuare playerii, o să faci bani și poți să cumperi enchanturi. Ce interesant. Bă, un ișmecher. V-ați gândit, n-ați stat. Uite, asta e comanda. Dacă vrei să vii aici. Sau dai te pe la mine. Oare? Las că dau. Mă spun adapt. Knockback 2, 1900, așa și... văd că intri cu 1000 de bănuți. Da? Și trebuie să mai omori tu player ca să ai, uite, tu un stări șmecher și dacă, gen, dacă pierzi, dacă mori jos, ți se mai spawnează itemele înapoi sau? În timpul weekendului da, adică rămâi cu itemele, așa nu. Așa, mi se pare ok. Poți să iei kit start. Da, bineînțeles. Kit start, hai să dau kit start și să vedem și kit start-ul. Obișnuit, mâncare, săgeți, arc și de-astea nu foarte OP, mă rog. Bă, șmecher, frate. Șmecher, harta, șmecher, tot. Da, bă, ia uite și sabie. Mamă. Bă, asta n-am mai văzut-o, dar e interesantă. Dăm mor de nou. Bun, hai să vedem ce mai e pe aici. Dăm din nou pe busol. Ia stai să văd. Deci, dacă apăsăm pe informații, bă, da. A, văd firma asta așa. Giga de RAM 16, dedicat. Bă, șmecher. Așa, ce mai e pe aici? No, ok. A. Hai să-i cam intrat la parkour. Bun. Da, bă, chiar m-ar interesa să văd dacă aveți pe aici, că de obicei mai fac și eu videouri de astea cu parkour și... Hai să avem văd. Avem 7 parkour-uri până acum.
7 și cum intru? Am jucat foarte... ai busola? Așa, da. Dificultate ușoară. Apasă aici pentru a intra, bun. N-am voie să mă mișc, ok, deci. Nu, uite, gata, ai voie să te mișc. Așa, bun. Bă, da, o să am nevoie de fly pentru că nu s-o să-l fac, acum vreau doar să mă uit. Sneak. Așa, mulțam, bă. Așa, gata. Așa. Avem aici parcururi relativ ușoare, mă rog, astea sunt pentru inapți ca mine, dar cred că sunt și mai grele, făcute de voi tot? Da, toate sunt făcute de noi. Deci... să-l găsesc pe ăla mai frumos. Băieții... adică care e mai greu. Ia spawnează-mă și pe mine acolo, că ați văzut, sunt 7 parcururi și dacă-l termin primești ceva sau... uite. Ok. Uite, ăsta e parcur mai greu. Ok, hai să vedem ce e aici. Mamă, ăsta e ultimul nivel sau care e? Aoleu. Și primești ceva dacă îl termini sau? Dacă termini toate parcururile, o să primești un grad VIP. Ia uzi mă, dar ăsta, mamă, mâncați, aș termină-l tu pe să-și primești VIP. Deci, să fie grobat. Sau așa, mă rog, și vii pe aici și după iară te întorci pe aici și au avut băieții grijă ca să vă jucați destul la parcur. Eu mă pierd pe aici, dar nu contează. Ok, ai terminat, felicitări, ai terminat și presupun că o să te vadă băieții și o să-ți dea glob. Face cele pe forum, cel mai ușor. Și sau așa. Uităm noi grad. Și cum vă dați seama că le-o terminat pe toate? O să aducă niște probe, adică poze. Atunci când ajungi la capăt, acolo la finish, unde scrie felicitări, ai terminat, să fac o poză. Și dacă are fly băiatul și îl pune și intră și își face poza aici? Nu poate. Niciun gran are acces. Și niciun hacker nu poate să intre. Nu poți cu hack? Nu poți. Bă, în sfârșit un server fără hackeri. Bă, foarte șmecher, chiar foarte tare. Hai să vedem ce mai au băieții pe aici. La parcurs ar putea să mai vin eu, pentru că... 1v1, bun. Hai să vedem ce avem pe aici la 1v1. Văd că acela spawn și așa. 1v1 normal, hardcore și 1v101. Hai să văd. Nu ai acces la comanda asta. Dar de ce am n-am acces? Aici. Ok, lol. Știu ce făcuși. Îl duci cu busola. Help. Here, sneak. Gata. Așa, bun. Nu știu ce am făcut. Ai o pești din cauza asta, se poate. Și acum pot să selectez ăla, da? Da. Bun, hai. Aici o arenă. Hai să intru într-o arenă. Gata. Așa, bun. Nu stau așa. Hai să văd mai întâi ce-mi dă. Deci ne dă armură de diamant cu un golden apple OP, cu splash, regeneration și toate chestiile. Bun, hai să facem o de asta cu prietenul nostru aici. Bă, dar mie încă am lăguiește MC-ul, dacă mă înțelegi. Ok. Mamă, ce e aici? Bă, dar nu se distrug astea? Da. Nu mai eu pot să le distrug. Nu, vezi că și eu pot, dăm de OP. Că... nu, o să mă ocup eu după. Așa, hai să continuăm. Puțin, ai gâmă? Nu pot să dau... Da, niciun bădă. Da, îți dădui god. Lol. De aia nu-mi dădeai tu, mă. Așa, mă, mă întrebam de ce chiar așa te pot... Sunt eu nu la pe, dar nici chiar așa. Hai, omoară-mă. Mă las. Hai, las. Ok, câte două arene. Bun, înțeleg. Da, bă, aici... mapele. Și din ce văd eu aici ai și ping OP, adică nu-i cum e pe ăla Cove MC sau cum era sau Badlion. Aici a venit frumos, vă bateți cu băiețașul. Uite cum îi dau eu. Serverul e de 1.8, deci nu puteți să faceți block hit. Asta e mai greu, dar... ceva mai... cu arme de CSGO. Mai... minigame de la mai văzut eu cu CSGO, bă, interesant rău și ăla. Bun, așa. Bine, mă. Ai de prestat aici. La 1 versus 1, mai e o itk. Vedem hub. Ok, scuze, mi-am primit curva din greșeala. Și faction în curând. O itk. Da, dau 2 zile și pe ăla am nevoie doar de spawn.
din cauza asta. Ok, hai să intri și la uite că. Uite-te. E aici asta, nu? Ok. Dai click pe el și gata. Și ăsta ce făceai la uite că? Da, a, one in the... Gata! Gata, m-am prins. Așa, și începe arena în câteva secunde, așa, 5 secunde. Bă, șmecher pe aici. Ok. A, și aici, a, da. Păi și ar trebui să... Ai o perioadă de grație de câteva secunde, ca să nu poți să te omori din prima sau să campeze lumea. Băi, a. Hai să... Așa, a, ok, și-am primit o săgeată și acum ți-o dau ții. De fapt, nu ți-o dau. Fuck. Hai, dă-mi, omoară-mă odată că... Și așa îmi lăguiește și Minecraft-ul. Ah, ok. Fine, the chamber și o să vedeți acolo că mai sunt de-alea adăugate. Hai să-mi dau slash fly. Da, bă. Păi, mai e ceva de prezentat? Nu. Cam atât. Ok, hai să intru la hub. Ok, stai, fly. Ai putea să prezinți asta. Apasă pe bucata de gol și vede lumea gradele. Ok, hai să prezint și gradele. Deci flyer 1 euro. VIP-ul 3 euro, VIP plus 5 euro, care presupun că are mai multe chestii decât VIP-ul. Așa, moderator 8 euro, admin 10 euro și operatorul 15 euro. Puteți să le donați, nu știu, o să vă las acolo formula, băieți, să vedeți ce puteți face. Și în home bar mai ai aia, ce spray tu? A, da, am văzut eu că m-am îmbrăcat la un moment dat când am mai intrat pe server. Da, îți pui efectiv haine. Da, e... Cu pistolul pui un bloc în cap. A, da? De F5. A, lol, nu știam că pot să-mi pun... Da, bă, interesant, e șmecheruță faza asta, na. Da, bă. O să aveți IP-ul, mă rog, adnotarea aia care stă pe tot episodul, în descriere și o să vă las și formula, băieți. Și Skype-urile, să-mi dați și Skype-urile pentru că așa mai făcut, da, la... O să-ți dau pe al meu. Da, ca să-l contactați în caz de vreți o promovare sau... O promovare, un... Kit, un grad și na, mă rog. Hai să-mi dau fly. Bă, mereu scriu glai, mă, ești nebun la cap fly. Bă, da, mă rog, mi-a dat de o, bă. Cam asta a fost cu promovarea, bă. Aveți IP-ul și toate astea în descriere și ne-am dus, bă. Salut!